Salut, prieteni! Hallo, Freunde! Wir sind beim Silviu Poci, Stuparul din România, der Imker aus Rumänien. Und wir holen noch ein bisschen Honig raus. Mai scoatem niște miere. Să vedem mușcă albină românește pe Matia sau nu. Mal sehen, ob sie mich stechen oder nicht. Înregistrezi sau ești live? Nu, înregistrez. Văd că sunt blânde, sunt braf. Acolo în față s-ar putea să te mai atace? În față e al mai rău loc. Da, da. Asta e. O înțepătură nu. Bisschen Honig ist noch drin. Mai au miere înăuntru. Ia uitați acolo. E căpăcită. Aproape toată. Și de nu e căpăcită, e aproape goală. Nu e nimic. Asta e ramă faină. Curată, proaspătă. Cam toate ramele, să știam, foarte multe rame noi. Fele sau brăsafe. Uite aici, dacă, deci noi transportăm neextrași, când îi aducem de la floarea soarelui, îi aducem neextrași. Și asta este o ramă care la transport s-a fisurat, știi, de la greutate, da, 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 de la, pe transport, da, da, a fisurat, dar albinele o repară. Da, da, da. Acum e posibil la centrifuga cea mare, e posibil să cedeze, e posibil să o facă, strică. Da, da, că aici pierd multe rame. Ele fiind deja slăbite, posibil să le facă de centrifuga. So, hier kommen die Ränke rein. Uite, și asta e la fel. De la greutate, da? Da, da. Vom Gewicht sind sie kaputt gegangen. Ah, trântări mai sunt înăuntru? Mai sunt, mai sunt, da. A început să le aruncă și la voi? Da, da, da. A început să și arunce, dar mai sunt. Și acolo sunt diferite. Unii familii le-au aruncat aproape pe toate. Da, da. Unii mai au multe. Depinde de... Tragem asta acum că... Ești mai mic. Mai jos. Da. Să o șamă la stadrenes, să vedem ce pe aici înăuntru. Aici este încă lichidă, dar știi ce? De aici, aici sigur am mai cărat de pe ramele alea care au fisurat, știi? Și au pus mierea, au redistribuit. Da, au, acolo unde era stricată, au luat mierea de acolo, da, probabil. Da. Că lichidă nu mai are de unde să mai fie acum, că la noi nu mai este cules. Sau eventual am mai ridicat de jos, pentru că la floarea soarelui au tendință să blocheze cuiburile. Da, bagă în toate celulele unde da, are loc. Da, și după ce ajungem acasă, își deblochează cuibul și mai ridică în capuri din miere. Da, o transportează de pe unul pe altul și o mai o maturează. Susucă. O mai maturează. Und danach gehen wir schleudern. Schön saubere Rahmen, neues Wachs, neue Rämchen.
trebuie să luăm rame fără albină la centrifugă. La centrifugă. Speriem fetele. Da. Speriem fetele, ne mai ajută. Și la noi e așa. Să aduci fără albine, da. Că le mușcă. Da. Bine, tot câte una mai aduci, na. Asta e cam goală. Asta e goală, goală. Și asta are puțină. Aia e ultima retragere. Inițial când a fost la floarea soarelui, a fost catul ăla primul, apoi l-am ridicat pe ăla și l-am băgat pe ăsta. În mijloc. Da, da. Este destul de matrată și asta, îți garantez. Te-a luat vruna? Nu. De ce? Vrei să-mi iau una? Trebuie să ții. Păi da, să ne spui cum sunt ăstea de România. Da. Periculoase. Ne mănâncă. Hai să ne uităm un pic și jos. Nu pot să deschid, să nu ne uităm și să vedem cum stăm cu puietul, știi? Da, da, da. Da, acum chiar trebuie verificat dacă ai puiet, dacă ai... Păi da, că n-ai, e înainte de a intra în iarnă. Da. Dacă nu trebuie să schimbăm. Da. Dacă nu verifici la intrarea în iarnă, îți moare pe iarnă și nu știi de ce. Ai terminat-o. Familia fără regină moare peste iarnă. Familia. Ai văzut, am făcut lăzile un pic mai late. Ele sunt un pic mai late. Ele sunt pe 10 rame, dar când am comandat, le-am comandat un pic mai late. Ca să am un pic de toleranță aici. Da, da, da. Când desfac rama, știi că tot timpul dacă le faci prea fixe, tot timpul ai probleme când scoți prima ramă. Da, să se rupe și da, scurge da. Mierea din ea. Da. Așa, dacă ai un pic de spațiu aici mai mult, nici nu omori la albină. O, e acolo, are mâncare. Nu, e, nu. Avem mâncare, o să vezi că ce mâncare are. Lăsăm noi pentru iarnă. Are, are. Da, verific tot așa să fie ok, să aibă, că sunt mulți și trântori. Sunt foarte mult și trântor și asta poate fi o problemă. Aici e pe deja puiet. Cu puiet. Asta e o ramă mai nouă, e posibil să nu fie nimic pe ea? Da. Da, cam nu le place la regine de aici rame nouă. De aici încolo nu prea le mai place. Astea pe timp de vară merg. Da, bagă și ea acolo, dacă... E, cam vara, acum spre toamnă, spre iarnă, nu prea e indicat să mai țin cuib rame noi. Da, poate vedem aici, și o regină. Larvar mare. Asta e plină de puiet. Da, și cu ouă, cu toate da. Perioadele. Da. Are în ea. Și aici. Și asta e plină. Da. Hai că ai albină cu minte. Da, da. Uite, cu vântul ăsta ne cam, astăzi ne cam,
ne cam bate vântul, dar în general este albină foarte cu minte. Da, se vede. Se vede că e blândă. Da. Apropo de asta de blândețe, ce zici, n-ar mai fi și după apicultor? Nu știu, toată lumea întreabă că de ce sunt așa blânde. Dar nu crezi că mai depinde și de apicultor, cum umblă pe la ele, cum le omoară, cum le strivește, că dacă strivesc aici 3-4, s-ar putea să mă mai atace încă 3-4, nu? Corect. Mirosul ăla nu-i bun. Da. Deci, dacă te înțeapă una de alarm. Exact. Cum ar veni. Bine, da. Ei te simte și pe tine cum ești, că ești agitat sau ești supărat sau ești calmat. Da, 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 să spune și treaba asta, că se simte. De asta zic, mai contează și apicultorul. Da. Și selecția care o faci cu albinele și tale. Și selecția, asta știu. Asta contează foarte mult. Da, așa e, așa selecția e. Ta. Da. Uite ce aici. E plină. Să vedem un telefon? Se vede. Uite mai matca, bine și uite, mai rău. Uite matca. O vezi? Da, ai luat-o. Mă bate soarele. Nu, nu, așa. Văd eu, o văd eu, uite. Acum, da. Faină. Da. Dar tu nu le pui culoare? Nu. Nu, să știi că nu le-am pus. Până acum nu le-am pus, dar chiar mi-am propus eu să le... Le găsești mai repede. Le găsești mai repede, da. Și știi din ce an sunt, știi? Așa e, așa e, nu. Chiar mi-am propus. Mi-am propus să le însemn și eu pe toate. Și chiar dacă schimbă matca, știi că aici sunt ouă. E schimbată. Da, chiar dacă o schimbă, așa e. Pe filmare nu o să se vadă. Nu se văd ouă. Nu cred că se vede. În fine. Da, le vezi, da. Probabil că sunt pline de ouă. Că sunt ouă. Hai să vedem și asta, dacă are și aici puie, deja e prea mult. Este și aici. Are. Este polen, știi, vezi, da, laterale. Da, cu polen, da. La margine, da, sus da. Cu mâncare, mijlocul puiet. Ia uite ce aici. Aici a băgat polen, vezi, închide puietul și bagă polen și mâncare. Rama asta la iarnă e bombă proteică, așa îi spune. Da. Și hai să-ți arăt, că eu am văzut deja laterala. Are și aici. Ultima e cu hrană. Are și aici puiet. Eu am văzut deja din... Are și puiet? Da. Deci pe partea alta am văzut eu puiet. Polen. Uite aici a avut puiet, vezi? Da. Ia asta acum ultima tură afară. Ia uite. Și asta are și ouă? Nu, n-are ouă. Nu mai are. A băgat polen mult aici. Da. Rezerve micuțe asta de hrană. A băgat, a dus în cat. Da. E numai prima ramă care a fost plină, exact, plină exact. Cu mâncare. Da, aia de acolo de jos și da. Asta albă. Da. O să-i mai dau eu, mi-am propus să dau de vreo 3 ori sirop și eu toamna asta, da? Uite, să termin de extras. Și după ce extras, să le fac de 3 ori sirop. Dar noi dăm cantități mici. Noi dăm cantități mici de sirop. Dăm așa doar de stimulare. Și asta mai mult ca să bag, ți-am arătat, ca să bag protofilul. Pentru nosemoză. Asta, mai mult de asta, dar în rest este destulă hrană, miere. Știi ce, uite, este aici la copii. A fost asta nouă, știi? Și da, umflat, da, e schimbată, da. Au umflat ăstea. Și au trasă tras mai lungă. Da. Afară. Da. Și stric eu un pic pe aici. Să nu se apropie una de alta. Da, ca să nu le... Și le fac ele acum. Le reparează imediat. Da, în două zile a, imediat, nu se mai vede. Într-o oră nu se mai vede nimic. E destul de populat, te face de... Imediat o reface. Pot și eu să o apropie acum. Acum e loc, da. Asta, deci asta are un pic de miere pe ea și oricum e albă. Ceva mai târziu asta, o să o dau după diafragmă, o să o vină o diafragmă aici, că e posibil pe 7 intervale să iernez. Acum sunt 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E posibil să mai scot încă una. Să ierneze, asta e
Eu așa zic, pe undeva pe 7 rame să-l bag în iarnă. Și celelalte 3 o să bag o diafragmă și ăsta le bag după diafragmă. Și mierea asta de aici o să o ia și o să o preia și o să o pună în tăstea. Și atunci își face rezervă. Da? Hai, stai un pic, dar asta o să rămână tot așa la mare. După diafragmă. Asta o să rămână de cuib, care are foarte multă. Rama din marginea cuibului. Ce dau după diafragmă sunt rame mai cu miere, mai puține, cum e asta. Știi? O dau pe diafragmă să o tragă și pe aia, în cuib. Dar care are miere foarte mult, o las în cuib, pe iarnă. Am înțeles. Bun? Bun. Acum știi ce fac? Dacă tot i-am luat mierea, îi facem și un tratament. Ăsta e mavirilor sau cum? Mavirilor, da. Mavirilor este... Se decontează prin PNA la noi în România. E undeva la 50 de lei pachetul ăsta, 10 benzi, tratezi 5 familii cu el. Dar se decontează prin PNA. Aproape că îți iei banii înapoi pe el. E bine. E foarte bine, da. Deci este ceva legal, nu mă feresc să-l arăt. Știi, nu este ilegal ce fac. Da, da. Că mai sunt care noi fac. Mai sunt care fac tratamente. Merem pe drumul legal. Da. Așa. Așa. Trebuie să-mi iau și o folie. Acum vine folia. Folia, da. Și las aici o fantă. Ai kleine Schlitz. Și după ce o să vin cu caturile de la extras, o să le pun din nou și o să mi le lingă, știi, da, linge da, da. Mirea din catul și o duce pe fanta jos, asta, o duce da, da. Tot jos. Da, da, așa fac ce și noi. Și ramele o să le pun, o să le am la, pentru la primăvară curate, știi, pregătite perfect curate pentru următorul cules. Dar le lași ramele peste iarna aici sus? Nu, nu, nu. Le nu, iei jos. Nu, le iau. Așa că le fac. Lingă și da, după da. Aia o să le iau. Da.